Dane, ai văzut mulți colegi de noștri, sunt sigur că amândoi știm, uh, foarte talentați și cu mult talent și cu mult, uh, cu mult hard de la Dumnezeu, distruși de la băutură și de la... Da, mulți, da. Păcat, da. În vremea noastră nu era, nu era, nu era, cum e acum cu drogurile și cu asta. Pe vremea noastră majoritatea lăutoarelor sau muzicanților era problema sau a femeiat sau cu băutura. Da, da, da. Dar la asta două era. Adică da, 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 erau distruși sau de femei sau de da, 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 da. Dar de fapt nu erau distruși de asta. Erau pentru că ei aveau o problemă. Da, da, da. Crezi că uh, există o tendință a artiștilor să aibă uh, căutarea asta spre băutură, femei, droguri și astea? At atunci când ei sunt nefericiți, nu? că sunt atâția care au fost distruși. Da. Cred că e caută să se simtă bine. Pe moment. Pe metode care sunt false și ar trebui să-și găsească să fericirea naturală, fără neforțată de pastile sau de... E... Cred că e vorba cum știi să-ți organizezi viața. Și ce ce crezi, să știi foarte bine ce îți prinde bine și ce nu îți prinde bine.